Bun găsit, doamnelor, domnilor! Octavian Stâncioiu sunt și astăzi la tribuna Polisportivă. Vorbim despre campionatul european universitar de fotbal care se desfășoară începând de ieri în Albania, la Tirana, și unde România este reprezentată de Universitatea de Vest din Timișoara, care este chiar campioană europeană în titlu. Titlul câștigat anul trecut în Polonia, în luna iulie. Ați putut vedea anul trecut o emisiune după acel campionat cu antrenorul principal al echipei, Emanuel Pătrașcu. Astăzi invitat este fostul jucător, fostul atacant al Politehnicii, Ionuț Vucea, cel care este antrenor secund la Universitatea de Vest, acum în Albania, la europenele acestea universitare. Este de asemenea Ionuț Vucea antrenor secund la echipa Politehnicii Timișoara, care sezonul recent încheiat a participat în Liga de Tineret, antrenor principal fiind Cristian Petcu, pe care l-ați putut vedea în urmă cu ceva timp aici în emisiune. De asemenea, Ionuț este și jucător în Liga a 4-a Timiș, la CSU UVT, clubul sportiv al Universității de Vest. Ionuț, bine ai venit! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Să spunem din capul locului că această emisiune este înregistrată zilele trecute față de momentul în care dumneavoastră, stimați telespectatori, urmăriți această emisiune, înaintea plecării delegației României spre Tirana, plecare produsă sâmbătă, în urmă cu două zile, așadar, și am onoarea să fiu conducătorul delegației României la aceste europene, la fel ca și acum 4 ani la Madrid, când de asemenea Universitatea de Vest a reprezentat țara. Ionuț, pentru că acest campionat universitar este la început, referindu-mă din nou la momentul la care telespectatorii ne urmăresc, cu ce gânduri, sigur cu toții ne dorim ca Universitatea de Vest să-și apere titlul cucerit anul trecut în Polonia, după o finală memorabilă cu o universitate din Kiev, o finală decisă la penaltiuri după 0-0 după prelungiri. Da, este un moment delicat, însă cu toți suntem încrezători. Până la urma urmei, fotbalul pe care l-au arătat băieții a fost unul plăcut și sunt încrezător că ei la rândul lor au maturitate și își doresc să aibă o continuitate în aceste rezultate. Până la urma urmei, să câștigi un campionat european, indiferent de nivelul la care este, chiar dacă a fost universitar, pentru noi este o real mândrie și, mergând pentru a doua oară consecutiv, clar ne obligă cumva acest aspect. A fost foarte frumos. Au fost niște emoții unice în Polonia. Cu siguranță acum în Albania lucrurile vor sta altfel. Mergem pe același nucleu de jucători, sunt puțin absenți, motive personale pentru care nu pot participa, dar cu nucleul de jucători, cu băieții pe care ne-am bazat în Polonia și în acest an competițional european, ne putem baza pe ei. Da, să spunem că dintre absenți este Alex Gașpar, fostul mijlocaș central al Politehnicii, care este accidentat. Să spunem că de asemenea Piftor, care a jucat la turneul final național de la Oradea în luna mai, nu participă la turneu. Piftor de la CSC Dumbrăvița în sezonul de primăvară, fost la Ripensia, s-a despărțit de Dumbrăvița în această vară. Dar cu băieții care se află acolo, să numesc foștii poliști Alex Contescu și Răzvan Pițigoi, nu mai știu dacă mai e vreunul. Marco Giuricici. Scuze, evident, prietenul nostru Marco Giuricici, care acum 4 ani la Madrid a venit practic de pe plajă la acel turneu final, ne-a antrenat complet și a fost golgheterul României cu 5 goluri acolo. Da, Marco Giuricici, un atacant de la care ne-am fi așteptat mult mai mult, dar mă rog, el este și antrenor deja ca și tine, Ionuț. Lăsăm campionatul acesta european, despre care sigur vom vorbi după ce vom vedea ce vom fi făcut acolo,
dacă vom fi reușit să ne apărăm titlul european. Și vreau să vorbim acum despre Politehnica. Iată că ai făcut pasul la centrul nostru de copii și juniori, în Liga de Tineret, o competiție nouă. Primul sezon a fost sezonul recent încheiat din existența cu această denumire pentru Under 18. S-a coborât cu un an față de Liga Elitelor Under 19, cum era înainte, dar cu posibilitatea de a folosi și trei jucători depășiți de vârstă. Ai fost secundul lui Cristi Petcu, cel care, din câte am înțeles, este un adevărat mentor. Spui totdeauna lucrul ăsta. Da, țin să menționez lucrul acesta pentru că asta este realitatea. Nu fac doar de complezență. Practic, datorită dumnealui, sunt ceea ce sunt în profesia aceasta de antrenor. Pentru că dumnealui m-a văzut în 2015, când am fost profesor suplinitor la Banatul, dar am avut la liceu, la liceu sportiv. Am avut grupa mea de 2006. Jucam fotbal în același timp, da, jucam la Poli și în anul acela promovasem în Liga a doua. Dumnealui era într-o situație de recuperare fiind operat la genunchi. În 2016 s-a promovat în Liga a doua. Da, în 2016 dumnealui era la bazin aici la noi la Politehnica. Și mi-a spus, vreau să vii lângă mine. Și atunci tu aveai 26 de ani pe atunci. Da, 26. Și dumnealui mi-a fost și profesor la LPS Banatul când am venit în clasa 10. Și atunci cumva era tu o relație. Tu ai făcut și juniorat, o parte de juniorat acolo. Și atunci am spus să mai aștepte puțin pentru că îmi doresc foarte mult să joc și eu la Liga a doua, doar ce promovasem. Și cumva am și jucat la Liga a doua, am renunțat cumva la catedra de profesor, urmând după aia aspectele mai puțin plăcute. Am pus mâna pe telefon, i-am spus dacă mai este valabilă oferta și era dumnealui în concediu, a zis că mă întorc acasă și povestim. S-a întors acasă, a spus că este antrenor principal la Centrul Național de Pregătire Timișoara, sunt secund și de atunci, în 2017, practic împreună cu dumnealui și la grupa de 2010, care sunt de la liceul Banatul. De la liceul sportiv Banatul, suntem de nedespărțit. La ambele grupe lucrez acolo cu pasiune, pentru că este un grup excepțional, cu părinți deosebiți și de atunci lucrez cu dumnealui împreună și vreau să fac mult timp de acum înainte. Da, Ionut, să subliniem că la doar 27 de ani erai secund la Centrul Național de Pregătire Timișoara. Asta e un lucru foarte interesant, foarte tânăr pentru această meserie. Ai știut și din discuțiile pe care noi le-am avut inclusiv la turneul final de la Oradea Universitar în luna mai. Mi-a plăcut foarte mult că știi ce vrei. Mi-ai spus că vrei să te orientezi spre lucrul cu copiii și juniorii. Asta este ținta ta. Nu-ți dorești cel puțin pe termen mediu, să zic, să preiei o echipă de seniori. Iată că în urmă cu foarte puține zile ai obținut și licența UEFA B Juniori. La Centrul Național de Pregătire ne amintim de grupa cu, eu știu, Fabio Trip, Călin Jurj, nu? Darius Sereanu, Adrian Gâdea, care ulterior a avut titlul de campion cu CFR Cluj, Vlad Pop. Gâdea, care a jucat și la noi în primăvară, la Poli. Actual este acum este prezent la Under 21. Adică sunt niște jucători cu care am lucrat și cu care mă pot mândri chiar dacă a fost procesul foarte scurt. Adică am contribuit atât partea mea cât a contribuit și pentru mine asta e clar o mândrie. Dar practic în 27 de ani eram în staff-ul Centrului Național, adică aveam un contract cu Federația Română de Fotbal. Pentru mine era clar o mândrie și dumnealui, domnul Petcu, cumva m-a întrebat, de la bun început, vezi, unde te regăsești? Că este foarte important. Și cu timpul, clar, am putut să-i răspund dumnealui că una din întrebările de la curs, de la licența B junior, a fost clar unde te regăsești, unde vrei să antrenezi, pentru ce antrenezi, pentru cine antrenezi. Și atunci, cumva, mi s-a confirmat întrebarea dumnealui, domnului Petcu, cu 5 ani în urmă, 6 ani în urmă, practic unde. Și atunci am știut cumva să răspund. Este foarte important că la acest nivel să activeze antrenori care asta își doresc să facă, să nu privească acest lucru doar ca pe o etapă cu totul pasageră în așteptarea unei oferte de la seniori. Da.
La liceul Banatu spuneai de grupa de 2010, pe care am văzut-o în câteva rânduri. Prima dată am văzut-o în decembrie 2019, chiar înainte de pandemie, în finala națională la sala Constantin Jude, nu mai știu cum se numea, Interliga, Gheorghe Ola sau Gheorghe... Gheorghe Ola. Sau Gheorghe Ene. Gheorghe Ene, am fost un an anterior, în 2018, vicecampion. Ambele competiții și nu mai știu la care ați fost. Ați fost vicecampion cu un an înainte, da. Iar în 2019 campion național, în sală, da, după o finală, nu mai știu, 6-0 cu Vaslui sau așa ceva, am fost la meci. Iar în luna mai, acum, când Liceul Banatul, prestigioasa instituție de învățământ de profil sportiv din Timișoara, a împlinit 75 de ani, s-a organizat un turneu rezervat chiar acestei generații, under 13 acum, unde pe lângă Academia Hagi, CSU Craiova, eu știu, au fost și Osijek din Croația, au fost și Voivodina Novi Sad din Serbia. Ați câștigat turneul în finală, parcă 3-0, nu? Cu Voivodina? 2-1. 2-1? 2-1 cu Voivodina. A fost Voivodina. Și un 3-0, nu mai știu, că am văzut mai multe meciuri. Da. A, 3-0 a fost în primul meci cu Osijek. Așa-i? Nu, cu Osijek, cu Osijek am avut tot 2-1, dacă nu, okay, dacă nu mă înșel. Bun. Foarte, foarte multe informații. Văd și eu foarte multe meciuri în ultimul timp și uite că le mai încurc. Da, am văzut câțiva jucători foarte promițători la această generație și sper că această generație va fi măcar precum cea a băieților născuți 94, antrenată de Cristi Petcu, tot la Liceul Banatul, care i-a dat fotbalul românesc pe Stelianu Filip, pe Alin Roman, care iată a promovat acum cu Iașiul în prima ligă, și mulți alții, știți cu siguranță, Darius Buia și care au mai fost acolo, Dobrosavlevici, mulți jucători, Dejan Boldor, mulți jucători interesanți. Și acum să revenim la Poli, că evident că Poli ne interesează cel mai mult, pe noi cei care realizăm această emisiune. Liga de tineret. Ați avut acolo băieți născuți 2005, cu posibilitatea repede a folosi și trei mai mari ca vârstă, iar din generația asta de 2005 deja câțiva au făcut pasul către echipa de seniori, mă refer la Armin Mada, mă refer la Raul Marincu, pe finalul campionatului Mario Oprea, de asemenea portarul Lourdes a fost în anturajul echipei, în special în amicale, în iarnă. Două vorbe despre acest sezon. Da, a fost un sezon cumva atipic, pentru că discutam cu domn profesor, la Under 18 au fost rulați foarte, foarte mulți jucători. Fiind echipa care cumva era legătura dintre echipa mare și junior, Under 18, practic de la noi, fac pasul la echipa mare, cumva a fost un pic dificil. Am preluat o echipă, apoi au apărut accidentări, nu știi foarte exact, vin jucători de la echipa mare care nu prind lotul, vin la Under 18, te antrenezi cu o echipă, vin ceilalți, practic e un pic atipic. Deci nu e ca cum e de exemplu Under 17, Under 16, în care ai un lot de jucători, îl parcurs săptămânal, foarte puțin probabil să mai poți să îmbunătățești, să mai iei un jucător de generație mai mică care este foarte bun să poți să-l aduci la un an mai mare. La Under 18 veneau jucători care se antrenau deja cu echipa mare, puteau veni jucători, cum a zis și noastră, peste limita de vârstă, Under 21, și atunci cumva nu exista o oarecare omogenitate. Iar din punctul ăsta de vedere al dezvoltării pentru noi, ca și staff, este îmbucurător că Marincu, care a jucat constant, a început după aia să meargă la ea, să intre să cocheteze cu echipa mare, Oprea, care la fel, a jucat destul de mult la junior, a fost în prim plan, a făcut pasul. Restul jucătorilor care clar au debutat la echipa mare, pentru mine e îmbucurător, însă nu aș vrea să se mulțumească doar cu un debut, pentru că e foarte important să ai continuitate. Adică eu nu m-aș mulțumi doar să mă debuteze la o vârstă fragedă și apoi să nu mai pot continua. Dar e real meritul lor, noi ce am putut să contribuim, cât am contribuit doar pentru dezvoltarea lor. Pentru că aici mă regăsesc în procesul acesta de dezvoltare al jucătorului. Clar, care nu se vede de pe o zi pe alta. Însă clar, a fost un an destul de greu,
Acum urmează un nou an cu alte planuri, mult mai mărețe față de cel precedent. Așteptăm și... Preluați generația de 2006 de la Cristi Gălan? Da. Vine generația Liga de Tineret. Da, o generație foarte promițătoare care s-a aflat la un singur meci de calificare în semifinale. Un singur gol, da, la Cluj, în deplasarea de la Cluj, cu viitorul Cluj, parcă. Universitatea. Chiar Universitatea, da. În primele patru, a fost în luna mai la un pas de calificare, în primele patru pe țară, o generație foarte bună, din care iarăși câțiva jucători au făcut în frunte cu Aurel Vlaicu, stoperul pe care Paul Codrea l-a aruncat în luptă la Liga a doua, Răzvan Erceanu, portarul Balica, toți trei culmi aveniți în urmă cu vreo 2 ani de la un club juvenil, Luceafărul Drobeta Turnu Severin, și alți jucători interesanți acolo, cum sunt și la 2007-2008, sperăm că încet îi vom vedea pe toți și cu siguranță se va întâmpla așa. Ionuț, nu mai vorbim despre activitatea ta de la Liga a 4-a, unde ești jucător, ai 32-33 de ani. Fac 33. Mulți înainte, dar știu că ești născut în 90, dar nu mai știam când. Și ești jucător acolo la CSU UVT, clubul sportiv al Universității de Vest, club de la care provin de altfel marea majoritate a jucătorilor prezenți acum pentru România, pentru Universitatea de Vest, la europenele universitare din Albania. Ați terminat undeva, a doua jumătate a clasamentului, locul 13, parcă. Da, la mijlocul clasamentului. Da, la mijlocul clasamentului. Și vreau să ne referim și la activitatea ta de jucător, pentru că ai fost unul dintre jucătorii importanți pe care i-a avut Politehnica perioada, să zic, 2015-2017. Ești deloc din Orșova? Da. Știu bine, da. Acolo ai făcut la Dierna sau clubul sportiv, acolo școlar? Da, acolo eram Dunărea ulterior și apoi am plecat în clasa 9 la Severin și îmi doream foarte, foarte mult să ajung la Timișoara, adică să joc fotbal de un nivel mai înalt. Am venit în clasa 10-a la LPS Banatul, iar după un an cei de la Poli m-au dorit și am fost la echipa a doua, la 2002. Mi-au fost antrenori, o serie de antrenori, domnul Rotariu, dumnealui m-a promovat la Liga 3-a. Iosif sau Ilie? Iosif, dar a fost și domnul Ilie, pentru că amândoi în același... Au lucrat în tandem. Da. Fierta, domnul Stoicov, domnul Velcea, domnul Ovidiu Preda, domnul Contescu, adică de-a lungul anilor au fost abanatul domnul Brândescu, mi-a fost antrenor practic Brândescu un an de senior. Zile, domnul Tiberiu. Da. La fel cum Contescu senior când ai vorbit de Conti. Da, vorbim sigur de acel Poli de pe vremea lui Marian Iancu, să zicem așa. Exact. Da. După aceea, când ai terminat junioratul, unde te-ai dus? Păi ai rămas la echipa secundă, mă rog. Am rămas la echipa secundă, apoi am plecat la... Am fost la Recaș, am fost la când a fost domnul Petruescu, unde am promovat în Liga 2-a. Da. Păi iar m-am întors la Poli. Adică în 2012, exact. Acea promovare, după când am fost a jumătate fost de an. Preluat de ACS Poli. Exact, am fost jumătate de an la Caransebeș. În iarnă nu s-a mai dorit promovarea, pentru că eram acolo în primele două locuri. M-au sunat de la Roșiori, era Florin Șoava antrenor. Și am zis, mă apropii mai mult de București, poate. Te duci la Rova sau Sporting Roșior? Sporting Roșior. Și acolo am fost jumătate de an, am ratat promovarea la baraj și am zis, e ok, gata, haide să mă întorc acasă, să-mi fac școala, să-mi fac masterul, pentru că facultatea au terminat în 2012. Și am zis să-mi continui măcar studiile de master și venind acasă, domnul Brândescu, Sorin, hai la Poli. Este Paul Codrea și pentru mine, când a spus Paul Codrea, era o mândrie în primul rând, că mă pot întoarce din nou la Poli, proiectul îl văzusem și atunci am zis deci să mă bucur de aceste momente, pentru că nu le trăiești oricând și cu oricine. Da, cu acești suporteri, cum rar vezi, ai și prins acea ascensiune formidabilă într-o echipă, mi-amintesc, de barajul cu Voința Lupac 2015 aici pe Știința, unde n-aveai loc să arunci un ac, într-o echipă în care jucau Tavi Drăghici, Leon Aidin. Da, a fost o emulație incredibilă atunci. Iată că au trecut nu foarte mulți ani și
S-a pierdut foarte, foarte mult din acel entuziasm, dar cu toții trebuie să punem umărul, să-l redăm Timișoarei acel entuziasm. Apoi a urmat o altă promovare, a doua consecutivă, din Liga 3 în Liga 2. Ai jucat primul sezon la Liga 2, un sezon, să zicem, de acomodare, unde echipa a terminat prima deasupra liniei retrogradării. Și în vara 2017 te-ai despărțit de Poli, nu? La venirea lui Bogdan Andone. Da. Da, jucasem în meciurile de pregătire, marcasem după poveștile pe care mi se spuneau, mesajele transmise, mă gândeam că o să fie de bun augur, însă am fost sunat într-o seară, zic că nu mai faci parte din nou lot și am zis, da, nu mi-a picat bine, pentru că după 4 ani de zile, știind sacrificiile pe care le-am făcut, însă cred că toate astea sunt niște lecții, iar eu nu am luat-o personal, până la urma urmei sunt niște alegeri făcute, sunt și eu acum antrenor și știu ce înseamnă să faci niște alegeri și nu sunt deloc plăcute, însă îi mulțumesc, chiar îi mulțumesc pentru că, pe de o parte, adică cu ghirimele de rigoare, îi mulțumesc pentru că nu am mai dorit, fiindcă nu mai eram ce sunt astăzi. Ce sunt astăzi, adică sunt un antrenor care își dorește să facă performanță și crede în acest proces de dezvoltare al copiilor. La vârsta ta foarte tânără, ai deja 6 ani de experiență în lucrul cu... Bun, adică nu pot să spun de experiență pentru mine, v-am mai spus, de fiecare dată când am ocazia, mă repet, experiența cu domnul Cristian Petcu este o reală experiență, adică dacă prietenul meu, Cristi Gălan, a fost la un gol de primele 4 pe țară, eu cu 2002, în 2018, am jucat 3 finale cu Gică Hagi, cu Academia Hagi, cu 2002, generația. Am jucat finala campionatului național, unde am pierdut, am jucat finala Cupei României cu Hagi, unde am câștigat-o și apoi am jucat Supercupa, unde din nou am pierdut. Adică să joci 3 finale. Vorbim la 17 liceul ani. Banatu. Liceul Sportiv Banatu. De 2002. Junior născut 2002. Adică, până la urmă, astea sunt satisfacțiile pe care le vezi a la lungă, adică pentru domnul Petcu, că a dus grupa 6-8 ani de zile, pentru mine care lucrasem de 2-3 ani cu grupa. De-aia mă refer acum că am 6 ani de când lucrez cu grupa dumnealui de la 2010, deci pentru mine fiecare an pot să mă uit în spate să văd cât de mult s-a îmbunătățit calitatea individului, că până la urma urmei fiecare copil contează și se dezvoltă separat. Dar când se dezvoltă fiecare jucător corect, sănătos, atunci și echipa are rezultate. Și nu mă refer la rezultatele ca și scor, rezultatele lor fotbalistice pe teren. Da. Ionuț Vucea, îți mulțumesc tare mult pentru prezența în această emisiune. Mă bucur că întotdeauna mă bucur când văd tineri care știu ce vor de la viață și se instruiesc. Iată, ai obținut licența UEFA B juniori, urmează UEFA A cu siguranță, tot în domeniul juniorilor și cu toții ne dorim că încet, încet de la centrul juvenil al Politehnicii să apară cât mai multe talente pentru echipa mare, că asta e ținta, jucători care să ajungă, eu știu, ca și Alex Borbe, iată, campion al Italiei la Primavera, juniori mari, cu Lecce. Asta este viitorul, să readucem Politehnica acolo unde este locul an de an în cupele europene. Mulțumesc, Ionuț! Vă mulțumesc și eu! Stimați telespectatori, ne revedem miercuri la Istoria Fotbalului, chiar dacă sunt în aceste zile în Albania, evident că emisiunile noastre continuă, sunt emisiuni noi, înregistrate, evident, înaintea plecării. Să ne revedem cu bine!